della ricerca sarebbe studio, trovando spiegare il video di un certo di research, però è una scienza di libro originale. La sua cosa sostanza che ho fatto di tutti i manuali hanno presentato il trigo in francese fondation e persuide di Manco poi fuori con l'altro e persuide di Vieti di Principio da Vieti di Far e più tempo bisogno l'ultimo ciclo per me l'anno di fatto, in anni 60, ma c'è anche il testo, la c'è la musica e la ispirante in questo video, e allora, 5 di delitto. Invito per scena, per tutti, Bianca Sereno Spandrella. Thank you.
Non è emozionato, prossimo, non è una cosa accettata. Abbiamo accettato un sedere. Devo dire, ma chi è stato arrivato per la funzione del danno? Baurma, di alte stunde, așa s-a publicat în anii 70, Reitura Gheirică, când prima parte din sonata mea a doua, reminiscențe ale unei perioade de vreo 5 ani cât am lucrat legeri de folclor la Academie. E prima parte într-o sonată care evocă noapte în Sfântul Pădure, regiunea Hunedoara, unde am lucrat. Așa un fel de ceas nostalgic. Interpretează Ana Maria Ioan, care e de doctoratul cu piese românești pe mine.
sărbătoritul mi-a pus profesor mie și colegilor mele de la pian, mi-am gândit să-i facem o să. Thank you.
Oh,
Ceea ce urmează este un ciclu anonsimului pentru pian și recitator în interpretarea Emei Profiorescu Deamănu și actorului Silviu Deamănu, un ciclu care încheie cu cinci reverii pe care le-am dedicat memoriei prietenului meu, compozitorul Dan Băiculescu. Acest ciclu este trecut proaspăt, astăzi au venit discurile, pe niște discuri pe care vi le vom oferi. Pe urma ploii, semne de verde crud și brusc un fulge. Același alean, tril pe creanga cerului, în văi, bronz lovit. Frezii mov, cât va mai ține visul că există? Thank you.
Păsările tac. O muzică nonsonantă umple amurgul. Un bărbat desculț cărând apă. În zare, semnele serii. Târgul de fete, din prelungile tulnice, oda soarelui.
flacăra se zbate ca o inimă din care ia naștere muzica. Inima se zbate ca o muzică din care ia naștere flacăra. Muzica se zbate ca o flacără din care ia naștere dragostea. Grâu și maci. Ziua e inevitabilă. Cerul s-a asprit. Vântul trece printre sălci ca un râs nervos. Ce vis rulează pe repede înainte tinerețea mea? Thank you.
gând ningând, strâng zăpadă de un haiku. Pictez cu sânge pe un perete de gheață portretul clipei. Ninge până în suflet. Dă-mi zâmbetul tău să-l port ca pe un fular. Thank you.
Și dacă timpul nu e decât o vâslă prin golul etern, ceea ce urmează a apărut în urma mai multor întâmplări. Este vorba de ciclul L'ombra del mar în limba catalană, care va fi interpretat de minunata soprană Alina Botez la pian Doamna mea, Lavinia Coman. Și ciclul s-a născut din ambiția doamnei mele de a studia catalana, care m-a contaminat după 5 ani și pe mine. Am urmat facultatea pe la 60 ceva de ani. Am tradus 4 volume de poezie catalană, între care antologia Martí i Pol, din opera lui Martí i Pol, care trăia pe vremea aceea, când era să traduce în limba română un compozitor, am ales 7 poeme. Am avut prima audiție o sală plină de catalan, dar tot am tradus. Acum nu o să fac traducere ca să lungesc, da? Pentru că Alina Botez și muzica sunt mai bine decât orice traducere. Audiție plăcută!
Thank you.
Oh!
Ce urmează este mai puțin convențional din ciclul La Notimpul, care există pe disc, două dintre piese, Futurile și Roa și Tunelul Oranj, servesc ca improvizație pentru jazz. Suntem aici în seara aceasta ca să decompunem muzica maestrului și dorim ca la sfârșit să vă oferim un cadou. S-au întrebat aceste piese pentru pian și la chipurile care le-ați ascultat înainte cu Emma și cu Silviu. Din partea acasă, primiți câte un CD cadou ca să nu uitați această seară. Thank you.
Thank you.
trebuie să mă destins un pic atmosfera, să încercăm acum să facem maestrului un portret muzical. Mm-hmm.